cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mult. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafea. De data aceasta, vedeți că nu stau la locul meu. Aici stau cu Piatra Neamț în spate și cu turnul lui Ștefan, cel în care a trăznit. Da, acum se reface, am înțeles. Vor veni bani și îl refac. Oameni buni, vă spuneam de ieri că astăzi o să mai bifăm încă un oficial, să spunem așa, în emisiune. O să discutăm cu ministrul antreprenoriatului și turismului, ceea ce se și întâmplă. Domnul Constantin Daniel Cadariu, în studio, în direct, alături de mine. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație! Domnule ministru, ne bucurăm că ați ajuns. E o zi importantă astăzi. Ca istoric, trebuie să consemnez că astăzi s-a semnat armistițiul în primul război mondial și a urmat o perioadă de reconstrucție. Ca istoric contemporan, trebuie să consemnez că astăzi la Agenția Dezvoltare Nord-Est are loc un eveniment care ar putea să însemne pentru regiunea noastră o dezvoltare după o reconstrucție. Știu că sunteți invitat acolo și veți participa, așa că o să vă rog să vorbim prima dată despre eveniment 2-3 minute, după care intrăm în emisiune cu invitații care vor ajunge și ei alături de dumneavoastră. Așa este. Vom participa împreună la lansarea programului operațional regional pentru regiunea Nord-Est într-un context special, și anume în contextul în care ADR-ul Nord-Est devine autoritate de management, adică preia practic atribuțiile Ministerului Dezvoltării din celelalte două cicluri financiare, 2006-2013, 2014-2020. Un lucru extrem de important și aș remarca următorul lucru. Acum câțiva ani s-a făcut un prim pas pentru regionalizare, prin înființarea acestor regiuni de dezvoltare și ulterior a agențiilor de dezvoltare regionale, iar desemnarea în momentul de față a celor 8 ADR-uri drept autorități de management pentru programul operațional regional înseamnă un alt pas important spre regionalizare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu aproape sunt convins despre faptul că funcție de rezultatele activității acestor 8 autorități de management depinde în viitor pasul decisiv către regionalizare. Un pas așteptat de multă vreme, de mare parte dintre români, dar mai ales de administrațiile publice locale, cele care își doresc o legătură mai scurtă, mai directă cu Uniunea Europeană și Comisia Europeană, scoțând din acel lanț de decizii autoritatea centrală. Este un lucru care trebuia să întâmple, după părerea mea, mai de mult, pentru că de multe ori toate programele care vin din teritoriu sunt la mâna unor funcționari care nu cunosc foarte bine realitatea. Și atunci se mai întâmplă lucruri. Dar până atunci să-i salutăm și pe colegii dumneavoastră de partid care au ajuns la emisiune. Eu întotdeauna spun când întârzie un invitat că se confruntă cu traficul liberalizat din Piatra Neamț, dar de data aceasta a fost de pe drum. Domnul George Lazăr, președintele PNL. Bună dimineața! Și domnul senator Eugen Țapu Nazare, bine ați venit! Bună dimineața! Mă bucur că ați ajuns, am ajuns să-l prezint pe domnul ministru, a ajuns să ne spună despre evenimentul de astăzi, așa că vă las și pe dumneavoastră să spuneți bună dimineața și după aceea o să insist mai mult pe domnul ministru. Da, bună dimineața, domnul Valenescu, mulțumim frumos pentru oportunitatea de a fi astăzi împreună și cu domnul ministru Daniel Cadariu, căruia îi mulțumesc că a dat cu invitație de a fi astăzi la Neamț, la deschiderea porului pe ADR Nord-Est, 1,7 miliarde euro pe regiunea Nord-Est, bani importanți care vor veni în următorul exercițiu financiar, bani extrem de importanți pentru județul Neamț și pentru întreaga regiune, pentru toate cele 6 județe din Nord-Est. Dar mă refer mai exact la județul Neamț, pentru că avem municipiul Piatra Neamț, avem comunele din periurbanul Piatra, avem sigur municipiul Roman, orașul Târgu Neamț, Bicazu, Roznovu și câteva comune alăturate care vor intra cu siguranță în proiecte finanțate prin programul operațional regional care se va deschide astăzi la
ADR Nord-Est. Asta este o veste bună pentru că avem nevoie de bani, avem nevoie de investiții noi Neamțul și nu mai spun că avem nevoie de bani europeni. Vedem cu toții că România, cât și întreaga lume, până la urmă trece prin crize succesive, crize suprapuse, dacă vreți. Vorbim de criza la energie, prețurile la carburanți, ratele bancare care cresc de la o zi la alta sau de la o lună la alta mai exact. Avem o rată a inflației destul de mare, cum am mai avut în ultimii, cred că, 20 de ani în România, ceea ce apasă în mod clar asupra buzunarului fiecăruia dintre români, dar și asupra bugetelor locale ale primărilor. Și de asta, că și a guvernului, și de asta banii europeni sunt și sunt extrem de importanți și trebuie folosiți în următoarea perioadă. Vorbeați dumneavoastră, sub formă sigur de glumă, de traficul liberalizat din Piatra Neamț. Absolut. Știu. Sigur, avem disconfort astăzi în Piatra Neamț datorită lucrărilor mari care se fac. Mă lăsați să spun eu, dar încep să vadă rezultate. Păi, corect, asta vreau să spun și eu, asta vreau să punctez și eu, domnul Bălănescu. Sigur, aceste mari, proiectele acestea mari ale primăriei Piatra Neamț și a primarului liberal Andrei Carabelea sunt proiecte care au stârnit la un moment dat, atunci când ele au fost demarate, au stârnit discuții, controverse în societatea din Piatra Neamț, până la urmă controverse sau discuții normale, dar încep să se vadă rezultatele, eu sunt convins că 2023, la anul cel târziu, la finalul anului viitor, când proiectele ar trebui să fie finalizate, implementate, sunt convins că fața municipiului Piatra Neamț va arăta mult mai bine și atunci și societatea și cetățenii din Piatra Neamț vor vedea că tot acest greu pe care îl traversăm acum, eu știu, atât în traficul rutier, traficul pietonal, tot felul de lucruri care deranjează în Piatra Neamț, vor fi date deoparte, vor fi date uitării și vom avea un trafic civilizat, iar fața bulevardului mare din Piatra va fi schimbată în bine. Până la urmă, nu poți spunea și colegul meu, domnul secretar general, la un moment dat și dădea un exemplu foarte bun, domnul Adrian Ciobanu, nu poți să-ți faci curat în casă, în apartament, dacă vrei, fără să ai o perioadă de disconfort, fără să faci mizerie, fără să fii nevoit, eu știu, să te muți într-o cameră în altă sau să te muți la rude sau un vecin. Nu poți să faci o investiție mare în Piatra Neamț fără să ai și un grad de disconfort. Dar gradul de disconfort important pentru municipalitate este să fie pe durată cât mai mică, iar rezultatele să se vadă și în calitatea lucrărilor. Sigur, discutăm și pe parcursul emisiunii. Absolut, cu avem, alte intervenții avem pe care dumneavoastră... Deja am început să primesc tot felul de mesaje cu întrebări pentru fiecare. Sper că de bine. Eu știu, o să vedem la răspunsuri. Domnul Țapu. Dați-mi voie să-l salut pe prietenul, colegul senator și ministru Daniel Cadariu. Vă spun că și în calitate de președinte al Comisiei de Antreprenoriat și Turism colaborăm excelent cu ministerul și în special cu Daniel Cadariu, cu domnul ministru Daniel Cadariu. Scopul nostru comun fiind același, protejarea și dezvoltarea capitalului autohton românesc și a antreprenorilor români. Și lucrul acesta îl realizăm prin programele de care cred că a început să vă vorbească. N-am apucat domnul, pentru că am discutat urmează, despre ce e la Piatra. Urmează să vă prezinte programele, pentru că Guvernul României și în special Ministerul Domniei sale a investit 2,4 miliarde de euro și va investi anul ăsta în sprijinul antreprenorilor români, în special, dar și prin colaborarea între Comisie și Minister, pentru că avem împreună viziuni diferite din punct de vedere economic față de partenerii noștri de coaliție, aș spune fundamental opuse. Domnilor privesc antreprenorii ca niște plătitori de taxe și dacă se poate să-i taxăm cât mai mult, noi privim lucrurile puțin diferit. Antreprenorii trebuie să beneficieze de un mediu de afaceri prietenos, cu taxe cât mai reduse și cu sprijin în dezvoltarea antreprenorilor autohtoni. Evident, am mai spus-o și o repet, în perioade de criză economică, dacă nu poți să scazi taxele, maxim le înghezi, dar nu le crești.
Pentru că dacă le crești, efectul este de bumerang și te afunzi din ce în ce mai tare în criza economică. O să mai discutăm pe parcurs. Despre taxe, poate facem o emisiune în doi, așa. Le-aș da niște sugestii partenerilor noștri. Vor mai mulți bani la buget, să gândească foarte serios la tăierea ajutoarelor sociale nemeritate. Adică nu mă refer aici la cei care merită ajutoare sociale, atenție, dar sunt foarte mulți care beneficiază de ajutoare sociale și le ridică cu BMW-urile și cu Mercedes-urile. Sau sunt alții care sunt abs de muncă și așteaptă ajutorul social să ducă la crejme. Acum, dacă BMW-ul și Mercedes-ul au portbagajul adaptat la așa ceva, eu nu înțeleg ce problemă aveți cu BMW-ul și cu Mercedes-ul. Nu sunt mașini foarte bune, da. Eu m-aș bucura să avem BMW și Mercedes la fiecare asistat social. Ca asta înseamnă că cei care nu sunt asistat mai trebuie să fie asistat social. De ce? Să ajungem cu nivelul într-acolo încât dacă ai un BMW și un Mercedes, să poți să fii asistat social. Nu suntem Suedia să avem 80 de ani consecutiv guvernare de dreapta cu acumulări și după aia să dăm ajutoare sociale tuturor. Nu avem forța asta. Bun. Haideți să profităm de domnul ministru, că dacă tot este aici, nu îl găsim întotdeauna. Poate îl mai luăm așa pe WhatsApp în câte o emisiune punctuală, nu pe Skype, în emisiune în direct, când sunt lucruri punctuale, că sunt câteva chestiuni care le-aș discuta cu domnul ministru apropo de programele pe care ministerul a pornit. Pe mine mă interesează foarte tare turismul balnear, pentru că județul Neamț este un județ care a avut posibilități de genul acesta și, din păcate, ele sunt acum undeva sub nivelul izvoarelor balneare care existau. Și vă amintesc numai că avem Bălțetești, Piatra Șoimului și Bălțetești, chiar și Oglinzi, tot acolo. Oglinzi la Târgu Neamț. La un moment dat erau și la Piatra, dar au dispărut, că le-au fost betonate izvoarele, se făcea o stradă pe acolo. Deci, și mi-a plăcut programul pentru turism balnear, dar nu știu ce s-a ales de el. Și de asta aș vrea, poate ne spuneți câteva lucruri. Da, ministerul pe care îl conduc este un minister nou. Știți că atunci când s-a constituit coaliția, PNL-ul a solicitat, ca să spun aproape imperativ, ca acest minister să fie înființat. Exact cum spuneau și colegii mei, pentru faptul că PNL-ul și-a asumat de-a lungul timpului să reprezinte mediul de afaceri din România. Din păcate, noi am devenit așa pe deplin funcționale abia în cursul lunii aprilie. Asta nu înseamnă că nu am început activitatea în plin încă din decembrie, din prima zi de mandat. De altfel, așa ca o paranteză, chiar în prima zi de mandat am pus în dezbatere publică acea ordonanță cu voucherele de vacanță pentru salariații din sectorul bugetar. Ulterior, ordonanța a fost adoptată și, ca element de noutate, am făcut acest lucru pentru o perioadă de 5 ani, pentru a asigura predictibilitatea celor din industria turismului în acest interval până în 2026. Revenind, chiar și în aceste condiții, noi am muncit intens și încă muncim la un set întreg de programe care să vină în susținerea și mai ales în dezvoltarea mediului de afaceri într-o situație specială în care ne aflăm, post-pandemică, cu război la graniță și cu prețuri mărite. Și în momentul de față, acest minister derulează în diverse faze, în diverse etape, și o să ajung și la subiectul invocat de dumneavoastră, turismul balnear, 24 de astfel de programe. Și nu-i lucru puțin. Discutăm de 4 programe de garantare prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, urmare a unei ordonanțe de urgență inițiată de Ministerul nostru împreună cu Ministerul de Finanțe. Discutăm de 6 programe de promovare a produselor și a serviciilor, atât în plan intern cât și în plan extern, și de 14 programe care derulează sau asigură granturi pentru mediul de afaceri. Unul dintre cele 14 programe la care lucrăm este cel pentru schema de minimis pentru operatorii din turismul balnear. Noi am făcut analiza la sfârșit de an 2021 și am constatat că din tot ce înseamnă sectorul turismului din România,
partea cea mai rămasă în urmă în ceea ce înseamnă dezvoltarea este turismul balnear. Și e un lucru neplăcut, cu atât mai mult cu cât noi știm, avem în România în momentul de față 33 de stațiuni balneare atestate și care funcționează sub anumite forme, unele dintre ele mai dezvoltate, altele mai puțin dezvoltate, dar România este pe primul loc în Europa în ceea ce înseamnă resurse minerale, de regulă, cu calități terapeutice. Și făcând socoteala, constatăm că avem 10 de administrații locale, 10 de localități unde există resurse și nu sunt fructificate. Am pornit de la această realitate și în programul de guvernare este o asumare a unui program de sprijin pentru o perioadă de 10 ani pentru ce înseamnă, tot ce înseamnă turismul balnear. În această idee am lucrat pe două planuri. În primul rând, o soluție pentru a asigura finanțarea administrațiilor locale care dețin astfel de resurse sau în care există deja stațiuni balneare, iar pe de altă parte, imaginarea unui program pentru a ajuta operatorii din aceste stațiuni. Unde suntem în momentul de față? Hotărârea de guvern privind planul de investiție a Ministerului este deja adoptată de aproximativ 2 săptămâni și pentru că noi ca minister, din păcate, nu avem sume alocate nici din PNRR, nici din ciclu financiar 2021-2027, nimic, zero. Am auzit, a apărut mult prea târziu acolo și negocierile cu Comisia Europeană erau deja finalizate. Ne bazăm doar pe bugetul de stat. Ori, fiind în situația aceasta, am structurat planul de investiții doar pe două domenii prioritare. Domenii schiabile și turismul balnear. În cazul domeniilor schiabile vom încerca pe viitor, ca politică guvernamentală, să finanțăm doar domenii schiabile și nu pârtii de schi, pentru că noi foarte în România, bine, în momentul de față, avem 85 de locații cu 217 pârtii în România, iar media lungimii unei pârtii nu depășește un kilometru. Pe de altă parte, mare parte din aceste pârtii, din punct de vedere economic, nu sunt rentabile. Am mers cu mulți dintre români, am mers și am practicat schiul în stațiuni, în domenii schiabile din vestul Europei. Că discutăm de Austria, în special Elveția, Italia, Franța, și am constatat și am înțeles ce înseamnă un domeniu schiabil. Un loc în care trebuie să există zeci de pârtii, zeci de instalații, locuri de parcare, locuri de cazare, utilități și așa mai departe. Pornind de la această realitate și pornind și de la o altă realitate pe care o trăim cu toții, schimbările climatice. Ne-am decis pentru a ști unde anume în România se pot face astfel de investiții, să facem o achiziție publică, să încheiem un contract cu un consultant care se pricepe și să studieze tot arealul României pentru a ne spune care sunt acele locații, că ori fie ele 7, 10, 15, în care merită să faci investiții pentru un domeniu schiabil. Ulterior, după ce vom avea acest rezultat, statul român va putea decide dacă va finanța măcar un domeniu schiabil, pe de o parte, iar pe de altă parte va putea apela la investitori privați pentru a construi alte domenii schiabile, pentru că, slavă Domnului, relieful ne ajută. Domnul Iesu, ca să nu uit, știți, sunteți din zona Suceava. Din Bucovina, din Suceava, da. Eu cunosc foarte mulți bucovineni și mulți din Maramureș care se duceau la schi în Ucraina. La Bucovina. În Ucraina, unde erau niște domenii schiabile destul de interesante, ca să spunem așa. Probabil că au luat modelul din Est. Dar să revenim. Da, revenim. Iar cel de-al doilea domeniu prioritar pentru investițiile în turism, prin care să susținem administrațiile locale, vor fi investițiile în turismul balnear. Și vom asigura finanțări atât pentru stațiunile care există deja și sunt atestate de către Institutul de Sănătate Publică, cât vom vom finanța investiții solicitate de administrații locale care au resurse cu calități terapeutice, dar încă nu au o bază de tratament. Pentru operatorii din stațiunile balneare, suntem pe fază finală de a finaliza programul de finanțare. Acel final presupune adoptarea unui memorandum în guvern, prin care acest program să fie asumat de către Ministerul de Finanțe în politica fiscal-bugetară.
după care vom putea lansa deja acel program, iar operatorii din turism vor putea aplica. Vom asigura finanțări de până la 200.000 de euro, reprezentând maximum 50% din valoarea investiției, bani cu care operatorii privați fie pot face construcții noi, fie pot moderniza baze de tratament sau structuri de cazare deja existente. Cam acesta este planul pentru următorii 10 ani pe care îl propunem la conducerea acestui minister. Sper ca toți cei care vor urma la conducerea ministerului după mine să nu renunțe la această strategie. Ați gândit să plecați? Noi suntem oameni politici. Funcțiile sunt pe perioadă limitată. Ideea de bază este să structurez foarte bine lucrurile, ca iar cei care vin continuă să pot, dar poată prelua. Nu pleacă, că vine înapoi în Senat dacă pleacă de acolo. Da, în Parlament. Noi suntem acum într-o stațiune turistică de interes național. Pe vremea când făceați armata la Piatra Neamț, nu era stațiune turistică de interes național. Acum este. Cum a ajuns, nu discutăm, că lucrurile sunt mai ciudate. Întrebarea mea legat de asta, mi-aduc aminte că acum câteva săptămâni am fost undeva la o manifestare foarte interesantă pe Valea Muntelui, stăteam de vorbă cu un primar, mai știu, Farcaș a spus. Așa, care îmi spunea, domne, fac demersuri ca să-mi transform comuna într-o comună turistică. Trebuie să fac, nu știu ce, acreditări. Spuneți-mi, în momentul acesta, o localitate care are această titulatură de turistică, ori comună, ori municipiu, ori oraș, care sunt diferențele față de alte localități din punct de vedere al avantajelor pe care le-ar putea obține? Nu știu, mă gândesc chiar că tot mergeți la ADR astăzi, se pot obține niște puncte în plus, mi se pare, în momentul când faci programe, nu știu exact. Da, pentru privitorii emisiunii dumneavoastră trebuie să fac anumite precizări. Vă rog. Ministerul nostru este cel care acreditează aceste stațiuni, fie ele de interes național, fie de interes local. Iar pentru ca o localitate să obțină acest statut trebuie îndeplinite anumite condiții, însă există o condiție minimală. Pentru o stațiune turistică de interes local, localitatea respectivă trebuie să aibă minimum 100 de locuri de cazare atestate de minister, clasificate, iar pentru o stațiune de interes național, minimum 500 de astfel de locuri de cazare. Acum, care sunt beneficiile? Pe de o parte, e un beneficiu amintit și de dumneavoastră, și anume faptul că pe anumite surse de finanțare, statutul de stațiune turistică oferă un punctaj suplimentar și dă șanse în plus administrațiile respective să obțină finanțare. Pe de altă parte, ca regulă generală, pe componenta de promovare, un statut de stațiune turistică ajută la componenta de promovare. Acum, din perspectiva ministerului, lucrurile au evoluat. În sensul că pentru ceea ce înseamnă activitate turistică din România, am asigurat legislația, ordonanță de urgență, ordin de ministru, cu norme de aplicare pentru a înființa organizațiile de management a destinației. Un lucru existent în legislație de peste 10 ani de zile, dar blocat în toată această perioadă din lipsa apariției normelor de funcționare generate de o neînțelegere între administrații locale, operatori și minister. De regulă, pe puterea de decizie în constituirea acestor organisme. Ce înseamnă organismele de management a destinației? Înseamnă o asociere între administrația locală dintr-o destinație turistică, dintr-o localitate și toți cei care au legătură cu activitatea turistică de acolo, operatori, universitate, societăți care asigură transportul, spitale și așa mai departe. Cu două scopuri principale, dezvoltarea turistică și promovarea turistică. Acum, ministerul din momentul de față deja poate primi solicitări pentru constituirea acestor OMD-uri. Vor fi pe patru nivele. Nivel local, județean, regional și am admis într-un final, pentru că era o solicitare din partea mediului privat, constituirea unui OMD național. Pentru că noi trăim o realitate după 30 și ceva de ani de la Revoluție. Ministerul de Resort, mă refer la turism, care de-a lungul timpului a fost fie agenție, fie minister de sine stătător, fie cum e în momentul de față minister
combinat, nu și-a atins un scop pe care, din perspectiva mea, ar fi trebuit să și-l atingă de multă vreme, și anume promovarea unitară a destinației turistice România. Un lucru extrem de important, noi vedem de multe ori și zilele acestea am constatat o promovare intensă a activității turistice din Bulgaria pe anumite televiziuni din România. În cursul verii am văzut promovarea unor destinații turistice din Grecia pe televiziuni din România și e un lucru extrem de important să-ți atingi acest cel. În fond, pentru viitor, această sarcină va trece la OMD-ul național, unde cei care activează în industria turismului, privații, vor avea cel mai mare cuvânt de spus. Din acest punct de vedere, suntem, așa cum spuneam, rămași în urmă. Este și motivul pentru care ne-am pus întrebări la început de mandat ce putem face în condițiile în care știm, noi de peste 10 ani de zile avem un brand turistic național care zace nefolosit. În condițiile în care la vremea respectivă s-au cheltuit 30 de milioane de euro, bani europeni, pentru a-l constitui. E normal, era verde, ne anticipam tot ce înseamnă. Deci l-am găsit într-un stadiu nefolosit. Atunci ne-am pus întrebarea ce e de făcut. Și printr-un ordin de ministru am constituit un consiliu de brand turistic național în care i-am chemat pe parteneri, pe cei care se pricep. În primul rând, reprezentanții industriei turismului, asociații profesionale sau patronale, dar și specialiști din domeniul de marketing și promovare. Și pentru început, până în acel moment în care se va constitui OMD-ul național, deja am pregătit 4 acțiuni de promovare cu un buget destul de redus, din păcate, dar tot ar fi ceva față de faptul că în ultimii 4-5 ani nu s-a făcut absolut nimic pe această componentă de promovare. Vom apela la influenceri străini și români. Vom încerca să dăm o formă finală a platformei romania.travel, care să fie punctul de plecare a promovării României ca destinație turistică. Și 2 campanii de promovare online combinate, online TV, una națională și una în străinătate, dar axată pe 2 țări din Europa, primele 2 furnizoare de turiști străini, istoric vorbind, Germania și Marea Britanie. Așa, uite, că nu mai știam. Și atunci vom avea deja un început mai intens în activitatea de promovare pe care să-l oferim viitorului OMD național. În afară de acest lucru, încă din decembrie, am deblocat un program important. Spuneam ceva mai devreme că avem în derulare 6 programe de promovare a produselor și serviciilor. Unul dintre aceste programe se referă la programul de promovare a turismului prin participarea României cu ajutorul Ministerului la mai multe târguri internaționale de profil cu pavilioane sub cu standuri sub pavilion național, în care asociațiile din turism și administrațiile publice locale pot expune. O revenire, pentru că o revenire pe vremea domnului ministru au fost anulate. Din păcate au fost anulate. De altfel, săptămâna aceasta au fost și sunt în derulare 2 astfel de târguri. De luni până miercuri a avut loc la Londra cel mai mare târg de profil. Am participat sub o formă profesionistă, zic eu, și vom analiza în zilele următoare rezultatele și cu succes. Faptul în sine că în standul României au expus aproape 32 de entități din România, reprezentând administrații locale sau asociații profesionale sau patronale din turism, și e un argument în sensul acesta, iar începând de ieri și până duminică, la Romexpo se desfășoară Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, pe care de altfel ieri dimineață l-am și deschis împreună cu colega noastră, doamna senator Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului României. Deci lucrăm pe diverse căi în a sprijini turismul românesc și pentru a încheia poate elementul de turism, mai avem pregătit un program tot de promovare. Se numește programul de stimulare a incoming-ului, pentru că avem un recul în ceea ce privește numărul de turiști străini începând din 2019, atunci când am avut 2,7 milioane de turiști, iar în cursul anului trecut am avut doar 840.000. Iar prin intermediul acelui program vom bonusa, vom premia agențiile de turism care vor aduce turiști în România și vor primi câte 40 de euro cu condiția ca un turist chiar și cele străine.
Nu, românești. Românești. Agențiile de turism. Nu putem. Noi putem, nu știu, mă gândesc, doar agențiile de turism românești. Le vom primea cu 40 de euro cu condiția ca un turist să stea în România minimum 4 nopți într-o destinație turistică. E un lucru care cumva îi poate convinge să acționeze și în acest sens, pentru că, să recunoaștem, noi în România avem atestate de către minister aproape 2500 de agenții de turism. În marea lor majoritate se preocupă de a lua români din România și a-i duce în concedii în străinătate. Ori din perspectiva activității turistice din România, pe noi ne ajută creșterea numărului de turiști străini care vin în România și nu a românilor care pleacă în străinătate. Sau, cam acestea. Sau românilor care fac turism în România. Evident, evident. Domnul ministru, cu riscul să se supere ceilalți doi invitați, mai întreb ceva și după aceea știu că se supără, dar nu, am ceva. Nu, domnul ministru, exista o, apropo de aceste localități care au statutul de localități turistice, o legislație care nu prea a fost respectată. Eu știu că am scris la Piatra Neamț la un moment dat, nu există. În momentul în care într-o stațiune turistică de interes național se construiește ceva, se face ceva, ministerul, printr-o, atunci era o agenție, acum nu mai știu cum e, trebuia să dea o apostilă. Adică, faci o mare investiție în Piatra Neamț, turistică sau neturistică, ea trebuie să țină cont de regulile care există într-o stațiune de turistică de interes național, inclusiv când faci coridoare de mobilitate. Contează foarte mult ca acolo să prevezi că nu poate să existe un coridor de mobilitate fără să ai panouri sau cum se cheamă, care să te îndrume corect spre punctele turistice. Mai există așa ceva în momentul acesta sau nu? Sunt foarte curios. Că la noi se construiește și în Piatra Neamț, și în Târgu Neamț, și peste tot. La un moment dat erau doar două societăți comerciale care au respectat legislația și s-au dus și au scos autorizații pentru ce aveau ele nevoie de la ministerul, cum se chema la vremea aceea. Nu mai știu acum dacă există. Cel mai elocvent exemplu în ceea ce înseamnă o destinație turistică din România afectată de astfel de construcții în acești 30 de ani de după Revoluție este stațiunea Mamaia. Și o știm cu toții. Și da, există în legislație, mă refer la ordonanța 58, cea care reglementează activitatea de turism din România, există o prevedere care spune că în stațiunile turistice clasificate de interes național sau local, în condițiile în care o administrație locală primește o solicitare pentru a se construi o structură de primire turistică, în mod automat, prin certificatul de urbanism, trebuie să solicite ministerului un aviz. Așa e. Dacă își fac sau nu datoria administrațiile locale să ceară acest aviz, noi nu putem ști. În momentul în care, dumneavoastră. Exact. Noi în momentul în care primim solicitarea pentru aviz, trimitem echipa în teren, analizăm documentația și dacă sunt îndeplinite condițiile din lege, avizăm. Dacă nu, nu. Eu vreau să subliniez lucrul acesta. De ce? Avem pensiuni, avem de toate, care sunt pe raza unor stațiuni. Trebuie să știe oamenii ăia, pentru că ei pot fi în afara legislației dacă nu au acest aviz. Și este important pentru că intri într-o bază de date, intri într-un circuit. Da, asta din este păcate o altă au fost extrem de multe abuzuri din partea unor administratori locali de-a lungul timpului și știm scandalurile imense de la Constanța. Nu întâmplător s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acei administratori locali de-a lungul timpului când au, hai să spunem, evitat cu bună știință prevederi legale, fără a solicita avizul Ministerului de Resort atunci când s-au făcut construcții în areale definite ca stațiuni turistice. Și asta este o problemă. Eu spun și Neamț este o problemă, dar și la nivel național, pentru că nu se cunoaște sau nu se respectă legislația din punctul ăsta de vedere și este o problemă care ține, va avea efecte în dezvoltarea viitoare a stațiunilor. Mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Are efecte majore, nu minore. Bun, să-i... Deci participați astăzi la ADR Nord-Est? Sigur că da. Deci eu vă felicit că mergeți acolo. Trebuie să-l felicit și pe domnul
director general sau manager, ce e acolo? Domnul Asandei, pentru că a descoperit Edenul. Era o... Pensiunea de la Târgu Neamț, nu? Nu. Aia probabil că a descoperit-o mai de mult. Dar nu discut eu despre ea și nici cu cine se întâlnește acolo. Eu vreau să spun că în prezentarea pe care au făcut-o la agenție, au spus că este locul în care în 2027 toată lumea își va dori să trăiască. Unde? La Rubic? La regiune, la noi. Deci, vă rog un pic, lăsând gluma la o parte, că nu mă pot abține când vorbesc pe Agenția Dezvoltare Nord-Est, nu mă pot abține să nu glumesc din când în când, pentru că era anunțat un eveniment de trei zile și va fi unul de 3 ore, dar nu contează. Haideți să vedem ce înseamnă asta, domnul ministru a spus, despre descentralizarea deciziei, un lucru extraordinar care trebuia să întâmple mai de mult. Dar ce înseamnă asta acum la modul foarte serios pentru Neamț și pentru regiune? Vă rog. Dacă vrea domnul senator să intervină... Conduceți discuția. Pot să intervin. Eu mi-aduc aminte. Anul de grație 1998. Aveți memorie bună. Eram la prefectură. Am fost acolo la Slănic Moldova, la o adunare. Unde se bătea Iașul cu Bacău, care se dețină Agenția Regională Nord-Est. Și atunci era președinte de Consiliul Județean, domnul Bobeanu, și împreună mi-a venit ideea să fie la Piatra Neamță. Și am vorbit cu Suceava, Botoșan, Vaslui, și Iașul s-a votat pe Iași, Bacău pe Bacău, și toți ceilalți au votat Piatra Neamță. Da? Și așa, sediul Agenției Nord-Est este aici, la Piatra Neamț. Lucru care trebuia să reprezinte un avantaj deosebit. Corect. Pentru județul Neamț, cu scuzele de rigoare, dar Suceava s-a descurcat. Oricum reprezintă un, nu e o problemă. Reprezintă un avantaj. La angajări, sigur. Dar nu în proporția pe care o așteptam cu toți. Acum... Agenția Nord-Est, să știți că a avut o activitate foarte bună dintre toate agențiile din țară. Cred că numai Nord-Vest a avut mai bună decât Nord-Est. Da, în linii mari, activitatea a fost ok, să spunem. Nevoia de dezvoltare regională este uriașă, pentru că există un decalaj. Iar regiunea Nord-Est este a doua cea mai săracă din Uniunea Europeană și atunci și alocările ar trebui să fie corespunzătoare de fonduri europene în special. Descentralizarea, așa cum spunea domnul ministru, este un lucru foarte important, descentralizarea deciziei, și cu asta se ocupă Agenția Nord-Est. Revenind la protejarea și dezvoltarea capitalului românesc și a antreprenorilor români. Știți, și nu vă ascund că lucrez la o lege, că domnul ministru spunea de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul de stat. Să știți că am 4 întrebări cu vouchere. Eu lucrez la o lege acum, pe care nu vă ascund că am discutat-o împreună cu domnul președinte George Lazar și cu domnul deputat Laurențiu Leoreanu și cu premierul României. Să introduce vouchere de vacanță și pentru salariații din sectorul privat, care sunt 4,2 milioane. Să introduceți vouchere de vacanță finanțate de cine? Deductibile din CAS. Și o să vă și spun de ce. Corect, așa, da. Vă și spun de ce. Da. Pentru că în România fiscalitatea pe angajat, pe lucrător, pe salariat, este cea mai ridicată din Uniunea Europeană. 40,85%. Media europeană este 26%, 25-26%. Noi numai CAS-ul avem 25%, iar Ministerul de Finanțe încasează din CAS circa 65, maxim 70%. Adică economia gri și neagră de acolo este uriașă. Și atunci am gândit o soluție să mai aducem din economia gri și neagră la suprafață prin voucherile astea. Vă dați seama ce ar însemna 4,2 și am discutat subiectul ăsta în formă inițială și cu domnul ministru Cadariu, Daniel Cadariu,
Urmează să discutăm și cu Ministerul de Finanțe. Să vedem, acolo cred că va fi... Să vedem acolo va fi... Domnul Bălănescu, acolo nu știu ce va fi, dar eu oricum pornesc proiectul legislativ. Adică vedem cum va fi sau nu. Căci acolo dar e problemă. Colaborarea trebuie să existe și cu Ministerul de Finanțe, știți? Da. Pentru nu, că trebuie calculat corect. Impactul. Deci dacă dai la bugetar, de la... Fond, din fond, da, din buget. Reduci discriminarea între deci salariați. Este o discriminare. E clar. O discriminare clară și vă dați seama cam ce emulație ar fi pentru turism, pentru industriile absolut. Aferente pe orizontală și pentru servicii. Da? Dacă mai introduci 4,2 milioane de turiști români, salariați din sectorul privat, în circuitul intern... Turism. E clar că ar fi un avantaj și pentru firme. Ar crește și economia, pentru ar crește pentru turism. Firme și pentru angajați. Domnul Lazar, văd că vreți să spuneți ceva. Nu, vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră mai devreme privind descentralizarea și oportunitățile pentru neamț, în mod normal, având sediul ADR-ului aici la neamț, având specialiști, oameni din ADR care sunt de aici, de la noi nemțeni, ar trebui ca și deschiderea pe care o avem noi, primarii, care au adresabilitate către ADR să fie una importantă, iar proiectele pe care le vor fi depuse pe ADR să fie niște proiecte fezabile, niște proiecte bine întocmite și niște proiecte care să fie eligibile pentru beneficiind de această consultanță. Exact, de acolo. Pentru a aduce zecile, sutele de milioane de euro în comunitățile din neamț. Avem nevoie de investiții ca de aer, iar mai ales că fiind în criză, cea mai bună componentă în această perioadă sunt investițiile, pentru că investițiile, mai ales cele care vin pe bani europeni, că vorbim de servicii, de construcții, de orice alt domeniu în care primăriile investesc, înseamnă și o deschidere pe piața forței de muncă, a materialelor de construcție, etc., care aduce un venit și pe orizontală și investiții și pe orizontală în ceea ce înseamnă business-urile din zona județului Neamț. Da. Haideți acum să și răspundem la câteva întrebări. Că sunt oameni care au trimis întrebări care unele chiar sunt interesante și prin faptul că la un moment dat au generat un scandal mediatic. De exemplu, vă rog. Colegul dumneavoastră și prietenul emisiunii noastre, domnul Liviu Harbuz, da. Îmi transmite următoarea întrebare. Domnule ministru, ce părere aveți despre organizarea petrecerii de Halloween de către Elon Musk, bineînțeles, de către Elon Musk, la Castelul Bran. Care este impactul asupra promovării turismului în România acestei chestiuni? Am mai spus-o în zilele respective. A fost o emulație de câteva zile în presa românească vis-a-vis de ce s-a întâmplat la Castelul Bran în perioada Halloween-ului, însă nu avem elemente concrete care să dovedească prezența tuturor celor invocați. E vorba de ideea respectivă. Așa ideea este. Bună. Așa este. Asta am și spus, am fost întrebat la conferința de presă de ieri, de la deschiderea târgului de turism de la București, despre acest lucru. Același răspuns îl dau. Nu avem elemente concrete. Un lucru e clar. Din perspectiva promovării, a fost un câștig. Atât a promovării naționale cât și internaționale. Două din destinațiile, sau despre două din destinațiile s-a turistice discutat. Din România s-a discutat. Despre Castelul Bran și Poreana Brașov. Am spus-o și ieri și o spun și astăzi. Mi-aș fi dorit un efort mediatic asemănător din partea tuturor trusturilor media atunci când în 1 octombrie, în 8 octombrie și 9 octombrie, ministerul nostru a asigurat pentru 300 de înalți demnitari din peste 100 de țări din România, care participau la conferința Uniunii Internaționale de Telecomunicații, ce a avut loc la București, și ministerul le-a asigurat vizitarea a trei obiective turistice din România. Castelul Bran, Castelul Peleș și Salina Prahova. Deci 300 de înalți demnitari din toată lumea au putut lua contact direct cu trei din astfel de destinații și mi-aș fi dorit ca efortul mediatic să susțină acest lucru. Noi am făcut un comunicat pe site-ul Ministerului la vremea respectivă, din păcate a fost preluat foarte puțin. Revenind la întrebarea inițială, e un câștig. Am fost întrebați dacă am luat contact sau dacă am fost contactați de miliardari pentru astfel de acțiuni. Haideți să fim serioși. Nu, își doresc intimitatea, în niciun caz publicitatea, pentru că ei o au suficient de mare.
cum putem noi fructifica astfel de evenimente, asta e de discutat într-adevăr. Dacă îmi permiteți, aș face o completare la un subiect ce s-a discutat cel mai de vreme, și anume voucherele de vacanță. Da, într-adevăr, ordonanța prin care am modificat ordonanța nouă prevede o modificare cu privire strict la voucherele de vacanță pentru sectorul bugetar. Și în România avem aproximativ 1,2 milioane de salariați care vor beneficia de acele etichete de vacanță de 1450 de lei, deci aproximativ 300 de euro, ceea ce înseamnă că 5 ani de aici încolo, pentru industria de turism, se asigură un flux de capital de peste 350 de milioane de euro doar din aceste etichete de vacanță. Însă, ordonanța care reglementează problematica etichetelor de vacanță spune în felul următor: și privații pot emite astfel de etichete de vacanță. Da. Și citez din ordonanță. Dar pe banii antreprenorilor. Ajungem și acolo. Și ordonanța spune în felul următor: privații, firmele private, pot emite etichete de vacanță, dar nu de 1450 de lei, care pot merge până la de 6 ori salariul minim brut pe economie, cu anumite beneficii pentru agentul economic. Pe de o parte, întreaga sumă este deductibilă. Deci nu, pentru cei care plătesc impozitul pe profit, nu mai plătesc acel 16%, iar din perspectiva salariatului, nu se plătesc dări sociale, ci salariatul plătește doar 10% impozitul pe venit. El, ca instrument, ar putea asigura o cale pentru antreprenori de a convinge salariații să rămână. Pentru că noi avem o mare problemă structurală în economia românească: lipsa forței de muncă. Am făcut o estimare pentru acest an, adunând cerințele din toate domeniile, și necesarul de forță de muncă era la aproape 300.000 de oameni, care nu existau în România pentru firme românești. 50.000 dintre ei doar pentru turism, diferența pentru alte sectoare din economie, iar cu toții speră să-și rezolve problema prin importul de forță de muncă extracomunitar. Acum, acel instrument ar putea asigura celor care fac business în România un instrument de a convinge salariatul să rămână, sau ar putea, printr-un astfel de pachet, să atragă salariați noi. Dar da, sunt de acord cu ce spunea domnul senator Țapu Nazare. În condițiile în care noi, ca și coaliție, ne-am asumat printr-o legislație ca și diferența de sumă să fie deductibilă, spre exemplu din CASE, cu siguranță ar fi un beneficiu imens pentru întreaga economie. Pentru toată lumea. Pentru că putem face paralela cu efectul introducerii etichetelor de vacanță pentru sectorul bugetar. Și o știu mai ales din partea celor care activează în industria turismului. Au fost practic nevoiți, în mare parte dintre ei, cei care făceau activitate la gri sau la negru, să iasă la suprafață și să fie impozitați. Pentru că nu aveau altă șansă de a primi acele etichete de vacanță decât dacă erau consemnate, dacă erau fiscalizate. Deci impactul pe 1,2 milioane, 350 de milioane de euro. Mulțim cu 4. Înmulțim cu 4, ar fi o infuzie de capital enormă, ce care ar însemna garanția celor care activează în turism că pot investi în continuare. Absolut. Și atragerea unor alte investiții, pentru că discutam ceva mai devreme de posibilitatea de a face în România domenii schiabile. Un investitor, în afară de arealul în sine, care să ofere condiții climatice în primul rând, se uită la partea economică. Și dacă cine constată, din acolo cât cheltuie, exact, cât de sigur deci e lucrurile sunt cineva combinate. Unde suntem noi acum? Conform INSE-ului, în 2019, activitatea turistică din România avea o pondere de doar 2,9% în PIB-ul României. Mă rog, cei din domeniul, din industrie, spuneau că ar fi în jur de 5%. Oricum ar fi, cu mult sub media europeană, de 10%, de peste 10%. Și cu mult sub potențial. Și cu mult, mult sub potențial. De altfel, noi când am modificat ordonanța 58 pentru a rezolva problema OMD-urilor, în unul din primele articole am spus în felul următor: definim activitatea turistică din România ca domeniu strategic al economiei românești. Deci, din perspectiva Ministerului, am creat cadrul. Mai rămâne asumarea politică, la nivel de coaliție și la nivel de guvern, prin elemente compuse, unul dintre ele expuse de colegul meu, domnul senator Țapu Nazare.
Și dacă vom înțelege lucrul acesta, cumulat cu acțiunile Ministerului pe domenii schiabile și pe turismul balnear, șansele de dezvoltare ulterioară și de creștere a PIB-ului României în ultimă instanță sunt foarte mari. Suntem o țară care, din punct de vedere a turismului, avem un mare avantaj. Avem nenumărate forme de turism. E drept, stăm puțin mai slab, ca să spun așa, prin comparație cu vecinii de la sud, Bulgarii sau Grecii, în ce înseamnă turismul estival, cel de litoral. Dar avem turismul montan, avem agroturism, avem ecoturism, avem mai nou turism festivalier, turism ecumenic, turism cultural. Avem nenumărate peisaje în România, avem stațiuni turistice de interes național și local, aproape 200. Avem 33 de stațiuni turistice balneare. Avem ce oferi, slavă Domnului. E drept, trebuie să recunoaștem. Avem și un mare minus, și anume infrastructura rutieră. Însă progresează și aceasta. În perspectiva anului 2026, rezolvăm și infrastructura rutieră pentru Moldova, prin construcția lui A7, însă sunt deja inițiative pentru ce înseamnă transportul aerian și rețete de succes. Avem exemplu de la noi, de la Suceava, în care în doar 15 ani numărul de pasageri a crescut de la 20-30 de mii până la aproape 700 de mii anul acesta, pentru că am înțeles încă începând cu anul 2008, și fac o paranteză, în mandatul 2008-2012 am fost vicepreședinte al Consiliului Județean la primul mandat de președinte al domnului Gheorghe Flutur, am înțeles de la vremea respectivă ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii. Am putut să o facem pe componenta aeriană pentru că ținea strict de noi, aeroportul fiind în subordinea Consiliului Județean Suceava. Și exemplul de la Suceava nu este singular. Din păcate, nu este preluat de toate aeroporturile din țară. Și la deplasările din teritoriu, trei dintre ele le-am avut la Constanța, ni s-a reproșat cumva că lucrurile nu stau la fel exact pe litoral. Și poate că îi explică de ce, din cei aproape 1.100.000 de turiști străini din primele 9 luni ale anului, doar 36.000 au ajuns pe litoral. Domnul Bălănescu, până în 2026 vom avea A7. Tot până în 2026 vom avea... Vă rog să țineți cont că asta rămâne emisiunea. Da, da, da. Eu am mai auzit, da, corect, da. Eu am mai auzit în 2002, în 2012... Bun, ați auzit. Acum sunt termene clare. O să vedeți că o să termine mai repede. Scuzați-mă precizarea. Există finanțarea asigurată, cel puțin finanțarea până la asigurată, da, până la și veți vedea că se va... Eu am dat termenul maxim în 2026, dar probabil o mare parte din ea va fi gata înainte. Tot până în 2026 va fi terminată porțiune, tot din PNRR, din A8, Târgu Neamț, Iași. Da? Uitați-vă, Târgu Neamț, Iași îți face conexiunea cu aeroportul din Iași. Și atunci problema infrastructurii, de exemplu pentru județul Neamț, este semi-rezolvată. Mai trebuie drumul expres Piatra Neamț-Bacău, care autoritatea de management va fi Consiliul Județean. Acum nu știu în ce stadiu mai sunt, că ei au probleme cu proiectele ăștia din Consiliul Județean. Da. Adică se mișcă încet și foarte lent. Da. Vom vedea. Dar oricum, drumul ăla, cu beneficii, am căzut de acord că e o necesitate. Este o necesitate. Și atunci îți leagă cu A7, îți leagă cu A8, județul Neamț și poți să dezvolți turism adevărat. Asta am o mulțime de întrebări și mai avem 5 minute. Gata. Da, vreau să-l contrazic pe domnul ministru. A spus că avem o criză de forță de muncă. Este adevărat. Cât spuneați? 500, 300, cel puțin 300 de mii. 300. Eu vă spun că din cei 300 de mii, 150 de mii am putea rezolva foarte rapid. Deci extrem de rapid, dacă am intra prin consilii județene, prin primării, prin consilieri de tot felul care există, oameni în putere, și oameni buni. Și prin tăierea ajutoarelor sociale, cum v-ați spus. Așa, ați anticipat. Da? Pentru domnul Țapu, pensiile speciale intră tot în categoria ajutoarelor sociale? Oh.
Pensiile speciale depinde la... Deci am întrebare pus aici. Acum haideți să vorbim concret. Noi, parlamentarii, avem o indemnizație de asta. Dar nu era vorba de parlamentari de aici. Părerea mea, toți parlamentarii din Europa au, lăsând ipocrizia la o parte, acum eu nu sunt adeptul. Eu sunt adeptul contributivității. Contribui și ție cât contribui, dar... A plăcut că ați arătat spre domnul Curtea... Lazar când nu, a spus domnul parlamentar. Nu, gesticulam, pur și simplu. Pensii speciale trebuie să aibă militari, trebuie să aibă magistrații, dar atenție, sunt de acord aici cu colegii de coaliție, pensia nu are voie să depășească salarii. Corect. Adică noua propunere de a lua ultimii 5 ani de zile și făcut o medie, mi se pare corect. Eu aș fi luat ultimii 10 ani de zile, dar mă rog, și făcut o medie. Da, corect. Câteva meserii au pensii speciale în toată lumea, da? O întrebare pentru domnul Lazar. Cred că știu și de la cine vine, dar mă rog. Impact, și să finalizez. Vreau un prieten să la impactul pensiilor speciale în produsul intern brut e 0,1%, ca să ne înțelegem. Deci nu acolo e problema. Bună dimineața pentru domnul Lazar. Criza nu apasă pe buzunarele tuturor românilor. Așa. La fel, cei cu salarii colosale, nu dau exemple, nici nu simt că e criză. Atât am zis. Pentru dumneavoastră. Comentați așa ceva? Păi nu pot să comentez. Fiecare român în domeniul în care muncește are o grilă de salarizare. Na, unii au un salariu mai mic, alții au un salariu mediu, alții au un salariu și mai mare. Sunt oameni care câștigă foarte bine atât la stat cât și în privat. Salariul acum la indemnizațiile pe care, de exemplu, care o am eu, undeva la 9.000 de lei. Adică e un salariu, să zic, decent, mediu. Sunt venituri, sunt oameni cu venituri mult mai mari. Dar, da, sunt și cu venituri mici. Sunt și cu venituri mici, corect. E foarte important ca, ce spuneam mai devreme, ca politicile publice, pe de o parte, ale Guvernului României, ale Parlamentului, prin legislația pe care o adoptă, dar revenind la noi în zonă și la neamț, prin politicile pe care le adoptă primăria, Consiliul Județean, să nască surse alternative de venit și să sporească, veniturile. Pentru că asta se poate face doar prin investiții bine calculate, bine țintite. Spunea domnul ministru Cadariu și întrebați dumneavoastră foarte corect mai devreme despre turismul balnear în Neamț. Spunea domnul ministru despre domeniile schiabile sau în general despre turism. Păi zona Neamțului e o zonă cu potențial uriaș, pentru că avem tot în Piatra Neamțului și de aici plecăm în zona Bicaz, unde avem un lac de acumulare, mergem sus la Ceahlău și plecăm în partea de lată, în dreapta, spre vârful Budacu, de la granița cu Suceava, de altfel la Borca, Fărcașa Borca, coborâm pe partea de lată Petru Vodă, cu Ținutul Mănăstirilor, cu Salba, întreaga de mănăstiri care închidem la Târgu Neamț, cu Ținutul Lucreanga, adică avem o zonă extrem de importantă pe care trebuie să o jucăm pe zona asta a turismului, așa cum a făcut cei de la Suceava. Pentru că e deja celebru mesajul Hai în Bucovina sau promovarea pe care o fac de ani și ani de zile și rezultatele s-au văzut în Bucovina, în Suceava. La noi în Neamț, dat fiind faptul că n-a existat o politică coerentă a Consiliului Județean Neamț în ultimii 7-8 ani de a promova turismul, de a promovea ținuturile Neamțului. Asta se vede din... Am avut o politică înțeleaptă, am construit telegondolă ca să aducem aer curat. Domnul Bădă, ai altceva, deja de altceva, dar scuze, dar în Neamț e nevoie de o politică și o strategie coerentă, dar o strategie nu făcută de 2-3 așa zici consilieri sau așa zici specialiști pe care îi găsim pe aici și pe acolo, prin Piatra și angajăm că e ruda lui X sau cumnata lui Y pe la CJ, ce o firmă specializată, o firmă serioasă, care cu rezultate, care au făcut strategii de dezvoltare a orașelor sau a regiunilor în străinătate, poate și în România, pe care să-i contactezi, să-i contractezi și să-i aduci aici să-ți facă un sistem integrat de dezvoltare pe un termen de 10-15 ani, ca să știi exact unde îți canalizezi investițiile, unde îți duci eventualii investitori care ajung pe aici, unde investești mai mult în infrastructură rutieră sau unde îți duci fondurile, pentru a-ți creiona exact dezvoltarea județului, dar într-un mod echilibrat și într-un mod în care turistul să aibă ce să facă. Că dacă azi te duci în Bucovina, ai ce face 2-3 zile. Dacă te duci
și vii în Neamț, nu prea ai ce face, două, trei zile. În primul rând, dacă vii în Neamț, nu știi dacă găsești cazare. Nu prea ai cu ce să timpul. Aici e problema. Deci, vă rog, ca să închei. Vorbeam de turismul balear. Da? Uitați-vă, în Neamț, eu vă număr acum trei localități cu potențial. Una e Bălțătești, care și funcționează. Bun, e a mea APN-ul acolo, dar există posibilitatea de dezvoltare. De aia județului dat la mea APN, dar aia întâi povestea. Da, se poate dezvolta. A doua e Oglinz. Moarte. A treia e Negulești. Moarte, da. Da? Aici... Negulești a fost și bine administrat, domnul Bănescu, știe. Aici există potențial uriaș. A fost, o platformă de promovare pentru actualul vicepreședinte Consiliului. Corect. Care are... atragerea răspunderii patrimoniale acolo. Da, da. O discutăm. Eu aș vrea, în final, e adevărat ce spune domnul senator, avem potențial, nu avem un plan, n-am avut planul, a fost dat de jefuire, numai de jefuire a fost acolo. Așa este. Eu vreau, acum să mă adresez domnului ministru, fac emisiuni de foarte mult timp, din păcate, de prea mult timp, fac emisiuni, din când în când mai întâlnesc câte un ministru în emisiune care vorbește pe înțelesul oamenilor, și dă dovadă că știe. Astăzi am avut un prilej fericit și de aceea aș vrea să mai facem niște emisiuni, chiar dacă nu sunteți aici pe Skype. De ce? Pe chestiuni punctuale care țin de zonă, interesează. Să știți, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să facă lucruri, să se informeze. Ba chiar putem face o sesiune cu întrebări și răspunsuri. O să-l invităm pe domnul ministru în viitor, apropiat, pentru noi am avut o întâlnire, permiteți în încheierea emisiunii, am avut o întâlnire foarte bună cu colegii primari din județul Neamț, ai, bineînțeles, primarii PNL-ului. Dar astăzi avem o întâlnire așteptată de altfel, convocată de domnul primar Andrei Carabel la Piatra Neamț, cu tot ceea ce înseamnă patronatele din Horeca de pe Piatra Neamț, la care va participa și domnul ministru Daniel Cadariu. O întâlnire bună pentru mediul de afaceri care activează în această zonă Horeca pe zona Piatra Neamț pentru strategia Piatra Neamț oraș turistic pe următorii 10 ani propusă de primarul municipiului de Andrei Carabele. O întâlnire foarte bună pentru că doar așa poți să ajungi, să tinzi spre performanță sau să ai un plan bine consolidat sau o strategie foarte bine aplicată într-o discuție în parteneriat între administrația publică locală, minister pe de o parte și oameni de afaceri pe de altă parte, nu să vii la capitolul impuse, domnule, eu primăria, eu consiliul local am hotărât că, sau eu ministerul am hotărât că, tu trebuie doar să acționezi în limitele pe care eu ți le stabilesc, le hotărăsc. Ori discuțiile acestea sunt foarte binevenite, pentru ca hotărârile să fie în comuniune, să fie de comun acord, să beneficieze atât autoritatea publică locală, cât foarte important cei care activează în zona Horeca, în zona turismului și turiștii până la urmă. În viitorul apropiat îl vom invita din nou pe domnul ministru Daniel Cadariu în Neamț, probabil cel mai sigur anul viitor, pentru a avea acțiuni tematice și bine țintite pe zona Târgu Neamț, pe zona de munte, zona Bicazului și zona de munte, zona Piatra, și acolo vom avea sesiuni de discuții, întrebări și răspunsuri cu partenerii din administrația publică locale, dar foarte important cu cei din mediul de afaceri. Eu nu-i doresc decât să aibă buget anul ăsta. De acum pentru anul viitor. Pentru anul viitor. Am făcut solicitări, vom vedea ce vom primi de la Ministerul de Finanțe. Însă, în încheiere, cel puțin pentru astăzi, aș face un apel către antreprenorii din Piatra Neamț și din județul Neamț să urmărească site-ul Ministerului și să aplice la programele pe care Ministerul le derulează pentru exact sprijinirea mediului de afaceri la modul general și în caz particular pentru județul Neamț. Mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc, doresc o zi plină și cu beneficii, o dată pentru județ, că mergeți la Agenția Dezvoltare, așa, după aceea la întâlnirea cu cei care oamenii de afaceri de Horeca și la conferința de presă de unde astăzi. Vă așteptăm de altfel. O să încercăm să ajungem. Vă mulțumim frumos, cele bune, oameni buni. Vă rog. Mulțumim. Da. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Dacă suntem sănătoși și avem grijă de noi, ne vedem și luni. La revedere, numai bine!